Ne aflăm astăzi la Saraiu. Eu sunt Adrian Boioglu și vă invit să urmăriți o emisiune cu doamna primar Dorinela Irimia. Despre ce vorbim? Despre proiecte realizate în câțiva ani. Pentru că atât durează să duci un proiect de la idee până la finanțare și după aceea la realizare. 4 sau 5 ani. Birocrația din România ne omoară, spun unii, alții se folosesc de toate aceste lucruri pentru a atrage bani în comun, așa cum se întâmplă și la Saraiu, iar într-o sală frumos decorată, cum este aceasta de Crăciun, vom vorbi despre toate proiectele realizate de către doamna primar și despre ce vrea să facă în 2023. Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La CT News TV discutăm cu oamenii momentului, iar invitata mea de astăzi este o doamnă care a demonstrat într-un număr de ani că o localitate din județul Constanța poate fi condusă în același timp cu o mână de fier, dar și cu un suflet de mamă. De ce spun chestia asta? Pentru că toți oamenii care sunt în această localitate văd puterea unei doamne primar care a reușit să realizeze pe de-o parte lucruri pe care mulți alți primari și le-ar dori, dar pe de altă parte vedem și aici în sediul primăriei în care ne aflăm că totul poate fi așezat cu bun gust, că totul poate fi pregătit pentru Crăciun așa cum este în momentul de față. Am plăcerea să o am astăzi alături pe doamna primar Dorinela Irimia. Bun găsit, doamna primar, și mă bucur că ne revedem aici din nou la Saraiu. Bună ziua, bine ați venit în familia Saraiu. Sunt onorată de prezența dumneavoastră într-o zi atât de importantă. Ziua când prevestim sosirea sărbătorilor prin prezența lui Moș Crăciun în Târgul de Crăciun, în parcul Casei de Cultură Saraiu. Zona în care ne aflăm, încăperea în care ne aflăm este zona de ședințe de consiliu, dar este pregătită cu atâta bun gust și atâta migală pentru ca oamenii care vin aici și care, eu știu, muncesc în slujba cetățenilor până la urmă să se bucure și ei de spiritul Crăciunului. Dar știu că, pe lângă toate acestea, dincolo de decorațiunile frumoase pe care le-ați pregătit, toate acestea sunt pregătite pentru cei mici, pentru că astăzi, așa cum spuneți, urmează să vină Moș Crăciun la Saraiu. Câți copii aveți în Saraiu care se vor bucura de darurile moșului? Astăzi suntem pregătiți pentru întâmpinarea lui Moș Crăciun cu un efectiv de 185 de copii, elevi ai Școlii Generale Nicolae Maraloi Saraiu, și nu numai, cât și pentru ceilalți copii care nu frecventează clasa pregătitoare și într-un număr de 79 de copii. Astăzi este o mare bucurie, este o mare emoție pe care o trăiesc acești copilași și întâlnirea cu însăși Moș Crăciun. Am fost impresionată de scrisorile pe care cu toată dragostea le-au adresat și le-au lăsat în cutia poștală pentru a fi aduse de către Moș Crăciun jucăriile preferate, cărți de povești, ceea ce m-a mulțumit că au cerut și partea educativă de la Moș Crăciun. În fiecare an pot spune că din 2012 este o tradiție să-l întâmpinăm și să-l așteptăm pe Moș Crăciun pentru toți copiii din familia Saraiu și nu numai, pentru toți locuitorii comunei Saraiu. Toate aceste pregătiri sunt făcute an de an, așa cum spuneți, iar oamenii știu că se întâmplă toate treburile acestea nu doar de Crăciun. Ați muncit pentru a-i ajuta pe tinerii din localitate să aibă un loc în care să se educe așa cum trebuie să fie la standarde europene. Și spun chestia asta pentru că știu că în acest an ați avut mai multe proiecte care țineau într-un fel sau altul de educația acestor tineri, acestor elevi. Și mă refer în primul rând la faptul că ați reușit să dați în folosință sala de sport de la Dulgheru, dacă am înțeles corect. Despre ce proiect este vorba acolo? Nu, vorbim despre Școala de Educație Fizică de la Saraiu. De la Saraiu, pentru okay. Localitatea Dulgheru. Acum avem în finanțare, va începe un nou proiect, o sală de educație fizică școlară pentru elevii și pentru copiii satului Dulgheru. Mm-hmm. Am avut predarea de amplasament, sperăm ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările. Ce va însemna această investiție? În primul rând, de unde ați găsit resursele? Sunt din bugetul local? Este o finanțare externă?
Finanțarea acestui obiectiv este de 2.176.000, sunt cu fonduri guvernamentale și cu aport de la Consiliul Local în ceea ce constă SF-ul și PT-ul. Cu siguranță din bugetul local nu vă puteați permite să plătiți o asemenea investiție și atunci ați fost nevoite să atrageți aceste fonduri, iar aici se vede lupta primarului, ați reușit să atrageți aceste fonduri pentru a finanța o astfel de lucrare de o valoare deosebită pentru localitate. Da, pot spune că prioritar pentru mine și prioritare sunt în totalmente proiectele pe fonduri europene și pe fonduri guvernamentale, fiind o unitate administrativă teritorială mai micuță, fondurile disponibile nu ne-ar fi ajutat, n-am fi putut să atingem aceste obiective. Însă consider eu că cu voință și perseverență am putut găsi soluții, bineînțeles cu multă muncă, alături de întreaga echipei Primăriei Saraiu, să putem implementa aceste proiecte care înseamnă foarte mult, iar pentru mine, în momentul când pot lăsa un obiectiv în Comuna Saraiu, înseamnă că este o dezvoltare și peste ani de zile va dăinui. Ce v-au spus oamenii, părinții acelor copii care știu că se vor bucura de aceste lucruri? Care a fost reacția lor atunci când au auzit că se vor întâmpla? În primul rând, copiii. Copiii sunt cei mai sinceri, cele mai inocente ființe. Au fost foarte bucuroși, pot spune, că au avut posibilitatea să desfășoare orele de educație fizică școlară în sala de sport, în condiții europene, pot spune. Avem o sală de sport foarte frumoasă, dotată la standarde europene. Și atunci când am văzut bucuria lor, bineînțeles că uităm de tot ce trudim în implementarea, pe parcursul implementării acestui proiect și rămâne un obiectiv care mângâie sufletul al lor în primul rând, al nostru și, bineînțeles, al tuturor, chiar și a bunicilor, când au venit la activitățile cultural-educative care s-au desfășurat, am văzut bucurie pe chipul bunicilor, pot spune, nu a părinților. Aveți ceea ce un loc, înseamnă o mare realizare. Aveți un loc în care puteți să se desfășoare acum orele de educație fizică și sport și pe timp de iarnă? Copiii nu mai sunt nevoiți să iasă afară în frig? Sunt, 7 grade Celsius astăzi. Automat, în momentul în care vii cu astfel de condiții la nivel european, te poți bucura de ele. Este adevărat și vreau să aduc mulțumiri și domnului profesor de educație fizică școlară, pentru că este un cadru didactic deosebit, se ocupă îndeaproape de elevi, au început să creeze echipe de fotbal, chiar a fost plecați săptămâna trecută într-o competiție la Constanța. Am fost mândră de copiii Comunei Saraiu, pentru că de la prima lor Deplasare, da. Au câștigat și un trofeu, au venit cu o medalie și da, a fost o bucurie. Vreau să vorbim și despre un alt aspect. În contextul unei crize energetice, în care toate s-au scumpit și așa mai departe, Primăria Saraiu a reușit să facă ceva ce alte primării doar își doresc, și anume să se gândească la un proiect care va veni și va aduce cumva o economie pentru bugetul local, în ceea ce privește partea aceasta de asigurarea energiei regenerabile pentru școli, pentru unitățile de învățământ în mod special, dar și pentru alte obiective din localitate. Care este proiectul dumneavoastră în acest sens? Acest proiect privind energia regenerabilă pot spune că este viitorul nostru, al tuturor. Și atunci am considerat că este strict necesar să putem implementa acest proiect. A fost o muncă titanică, într-adevăr. Pot spune că există o mare satisfacție că am fost eligibil și am putut să accesăm acest proiect. Se vor monta, va lua ființă un parc de panouri fotovoltaice, cât și panouri solare puse, montate pe fiecare instituție. Pe instituția primăriei, pe școlile generale, pe grădinițele din localitate, pe sălile de sport, la biserici. Vom asigura energia pentru iluminatul public și stradal, ceea ce înseamnă o economie majoră
pentru unitatea administrativ-teritorială și cu acei bani să putem pregăti alte studii de fezabilitate, să putem să accesăm alte proiecte. Cât ar ajunge, acum nu vreau cifre exacte neapărat, dar cât ar ajunge un astfel de proiect? Mă gândesc la investițiile care sunt necesare și dacă știți cumva eventual cam care este, eu știu, o factură de curent, să spunem, la nivel de primăria Sarai în momentul de față pentru energia electrică. Da, noi lunar plătim undeva la 57, 59, 61 de mii de lei lunar. S-au scumpit aceste facturi? Au crescut în ultima perioadă? Da, plăteam până în 55, acum am atins și 61 și ne așteptăm ca facturile de luna viitoare să fie considerabil mai scumpe. Uh-huh. Iar acest proiect, care este atât de important, are o valoare de 1014 mii lei. Este un proiect cu un impact uluitor pentru comunitatea Saraiu, iar ca și realizare va dăinui multă vreme și va fi un proiect de bun augur. Vor asigura aceste panouri energie necesară sau veți fi nevoiți să mai și cumpărați din rețeaua clasică, să spunem așa? Nu, vom avea chiar și o rezervă. Veți avea și o rezervă. Da. Deci, cu alte cuvinte, puteți să vindeți, eu știu, să fiți prosumatori, să vindeți această energie și banii aceia să-i recuperați pentru alte proiecte. Așa ne-am gândit, numai că legislația este stufoasă. Uh-huh. Chiar și în mediul privat, cei care au implementat asemenea proiecte nu au reușit să valideze acest aspect să fie prosumator. Interesul la nivel central, pot spune, că nu este interesul cetățeanului, ceea ce pe mine mă dezgustă total, pentru că ar trebui să gândim unitar și să venim în sprijinul tuturor locuitorilor, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Populația, pe timp ce trece, se cunoaște un grad de sărăcie, pot spune, atât în mediul de la țară, cât și în mediul urban. Da? Salariile oamenii nu își mai pot acoperi cheltuielile, utilitățile, și atunci le rămâne o sumă foarte mică pentru a investi în copiii lor, pentru a investi în educația copiilor, să-și permită anumite lucruri de strictă necesitate. De aceea noi așa intenționăm să ulterior să întocmim și acest dosar de prosumator și ce este plus să vindem în rețeaua electrică. Numai că, așa cum știm, investitorul, mm-hmm, da, care deține Enel Energie, vreau să spun că rețeaua lor nu permite momentan primirea de energie. Transformatoarele sunt foarte vechi, nu au venit să facă investiții în infrastructura societăților și de aceea spun că nu știu în ce măsură vom reuși să fim prosumatori, dar pe noi ne mulțumește pentru moment că vom putea acoperi toată cheltuiala unității administrativ-teritoriale. E un lucru bun pentru că în felul acesta scutiți o grămadă de bani, spuneați de 50 și ceva, aproape 60 de mii de lei lunar, și atunci toate aceste facturi sunt, dintr-o dată, banii pot fi folosiți pentru alte proiecte. Sunt convins că oamenii au nevoie de proiecte, iar dacă acești bani puteți să-i folosiți, nu știu, poate pentru cofinanțări pentru alte proiecte cu bani atrași, așa cum de altfel o faceți, atunci avantajul se poate multiplica pentru localitate. Un alt proiect despre care aș vrea să discutăm este acela al creșei din Saraiu. Care este stadiul acelei creșe? Această creșă din Saraiu, care va lua ființă pentru cele mai scumpe ființe, este un proiect nou, pot spune că este un proiect de suflet. Este prima creșă din Saraiu? Este prima creșă din Saraiu, este un proiect pe Ministerul Dezvoltării, subordonat prin Compania Națională de Investiții. Este o creșă medie. Va fi un proiect în cartierul de locuințe rezidențial, de locuințe noi din Saraiu. Uh-huh. Sperăm că s-a făcut predarea amplasamentului, în cel mai scurt timp să începem lucrările.
Copilașii aceștia au nevoie de un mediu în care să se joace și să fie educați. Și marele avantaj atunci când este vorba de o creștere este faptul că părinții au cum să plece la muncă mai repede, să muncească poate chiar și în localitate și atunci câștigul este unul pentru localitate la modul general. Și-au exprimat mulți părinți dorința de a avea o astfel de creștere. Care au fost reacția lor când au auzit ce se va întâmpla? Părinții au fost foarte mulțumiți. Nici eu n-am putut să mă bucur în momentul când am depus proiectul, pentru că nu știam dacă Dumnezeu ne ajută să poată fi eligibil. A fost o mare bucurie și o mare împlinire în momentul când am văzut că este eligibil, că am reușit predarea amplasamentului. A fost o certitudine că există sursa de finanțare și că în curând va fi implementat acest proiect. Pot spune că în momentul de față avem în desfășurare un număr de 14 obiective, este un șantier în toată localitatea, dar sperăm ca în decurs de un an de zile, un an și jumătate, proiectele care vor fi implementate vor răsări ca o rază de soare în comuna Saraiu. Pentru că ați vorbit de proiecte, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu infrastructura, pentru că știu că aveți proiecte legate de partea de sistematizare a trotuarelor, de exemplu, sau eu știu, partea de drumuri e terminată deja, mai aveți de lucru acolo, care e situația cu drumurile mai întâi? Am avut în comuna Saraiu un proiect eligibil în suprafață de 35 de kilometri de asfaltare. În prima etapă am reușit să asfaltăm 17,5 kilometri lungimea tuturor străzilor din satul Dulgheru. Pentru localitatea Saraiu am mers în a doua etapă de finanțare, întrucât am considerat că este util și este necesar să le luăm în mod cronologic. Și pentru că avem asfaltarea aprobată, pentru că avem canalizarea aprobată, am vrut întâi să trecem cu canalizarea, să nu mai facem intervenții ulterior asfaltării. Da. Trecem ulterior cu asfaltarea și apoi cu trotuarele și sistematizarea lungimii drumului județean și drumului național. Pentru trotuare, ce variantă veți alege? Pavele sau se vor asfalta și ele? Trotuarele sunt prinse la momentul actual cu beton amprentat. Ca să arate și bine și să fie mai rezistente. Da, este. Ne-am gândit la întreținere și la exploatare în timp și a fost sursa pe care am putut să accesăm. E un lucru bun. Dacă tot vorbim de proiecte accesate, știu că la fel unul dintre proiectele pe care le-ați accesat și care, iată, este pe cale de a fi finalizat, este acela al gropii de gunoi, un proiect pe Ministerul Mediului. Vorbiți-mi puțin despre acest proiect și cât de important este el pentru localitate, pentru a păstra un mediu mai curat în localitate, că până la urmă despre asta vorbim. Acest proiect a fost început către sfârșitul anului 2018, un proiect accesat pe Ministerul Mediului. Chiar ieri am avut recepția finală la terminarea lucrărilor. A fost o comisie mixtă, pentru că suntem în 2022 și curățenia înseamnă mult. Mediu curat înseamnă foarte mult. Dumnezeu ne-a ajutat să finalizăm acest proiect. Am căutat să venim și în sprijinul tuturor fermierilor din localitate, ca oamenii să-și poată depozita gunoiul de la animale din curte într-un mod sigur pentru putrefacție și apoi să-l reia pentru consum, pentru a fi împrăștiat pe terenurile care le dețin în proprietate. Adică venim și în sprijinul cetățeanului și în spiritul respectării legislația Uniunii Europene. Spuneați că ați început în 2018, asta spune multe despre cât de greu se mișcă lucrurile în România și totuși, până la urmă, este un proiect realizat, ceea ce contează foarte mult. Oamenii trebuie să înțeleagă că un proiect nu-l depui astăzi și peste două săptămâni ai finanțarea, peste altă lună este gata. Durează foarte mult totul. Da, așa este. Cred că la nivel de țară, toate proiectele, nu neapărat acest proiect pe mediu, sunt foarte stufoase. Eu consider că ar trebui simplificată procedura și proiectul în sine conceput, așa cum sunt alte
state, pot spune, Ungaria, accesează fonduri europene, dar nu au așa o legislație stufoasă, așa cum este la noi. Da? Atunci un proiect, dacă ia naștere în 2018 și abia ajungem să-l finalizăm în 2022, și am avut noroc, am avut un constructor foarte bun. Dar faptul că noi am avut arii protejată în localitate, a fost necesar oprirea, asistarea lucrărilor o perioadă, pentru a fi respectată legislația Natura 2000. Aș vrea să trecem acum și către zona aceasta de, hai să nu-i spunem timp liber, ci zona care îi privește pe adulți. Știu că pregătiți Căminul Cultural de la Dulgheru. Care este stadiul acelui proiect și de unde vin banii pentru acel proiect? La noi, în familia Saraios, a creat așa o tradiție. Ceea ce facem pentru localitatea Saraio trebuie să facem și pentru oamenii din Dulgheru, sunt cât în oglindă, și din Stejarul. Cumva. Da. Și am căutat întotdeauna să facem lucrurile în oglindă. A fost mai greu să le implementăm în același timp, însă am căutat să găsim finanțare și pentru acest cămin cultural. Am reușit ca el să fie eligibil. El va fi desfășurat prin Compania Națională de Investiții. S-a făcut predarea terenului. Va fi un obiectiv nou, cămin cultural construit de la zero, inclusiv cu dotările necesare. Un obiectiv care va dăinui, știu eu, peste ani de zile, când noi nu vom mai fi, copiii noștri, nepoții noștri vor petrece timp într-un mediu curat și așa cum trebuie să îl petreacă. Exista un cămin cultural acolo, la Dulgheru, până acum? Da, noi am avut un cămin cultural care, de-a lungul timpului, din 2012, am făcut îmbunătățiri atât cât ne-a permis bugetul local, însă ca orice lucru foarte vechi, indiferent cât suflet și cât investești pe latură financiară, nu pot corespunde standardelor europene și condițiilor pe care ni le dorim. Prin faptul că Dumnezeu a așezat lucrurile să putem accesa acest proiect, a fost o prioritate ca toți locuitorii localității Dulgheru să fie mulțumiți, aș dori să pot spune, pentru că la Saraiu există o casă de cultură la standarde europene, o să vă invit la final să o vizitați și atunci să nu existe nicio diferență și să căutăm să mulțumim, să împăcăm pe toată lumea. Și orice proiect care ne stă în putință să putem să accesăm, noi ne străduim. Munca se uită, iar realizările, obiectivele rămân. Cu siguranță. Vreau să ne îndreptăm atenția și asupra modului în care v-ați preocupat de persoanele dragi care ajung la o anumită vârstă și trec în neființă. Știu că aveți în vedere și partea aceasta de case mortuare, știu că ați investit și în lăcașele de cult din localitate și aș vrea să vorbim puțin și despre această situație, pentru că spiritualitatea și, credința oamenilor trebuie răsplătită într-o casă a Domnului care să fie realizată la standarde și condiții nu doar umane, ci condiții foarte bune, astfel încât oamenii să se bucure chiar și în momentele mai triste de condițiile acelea de care au nevoie într-o situație, care e provocată de o tragedie în familie. Așa este. Am reușit să obținem finanțare pentru cele două case mortuare. O casă mortuară va fi construită lângă curtea bisericii Saraiu. Valoarea unui obiectiv este de 2.470.000 de lei. Iar cealaltă casă mortuară va fi în curtea bisericii Dulgheru. Așa cum spuneați, bătrânii, bunicii noștri, părinții noștri au fost considerați întotdeauna o prioritate pentru administrația locală Saraiu. Ori de câte ori ne-a stat în putință, am căutat să le trecem pragul, nu numai de sărbători, de Paște și de Crăciun, am oferit și masă caldă în timpul anului. Am căutat să sprijinim cu lemn de foc, cu întreținere, cu medicamente, iar pentru momentele care sunt mai puțin plăcute, când ne despărțim de cei dragi, am căutat să venim în sprijinul familiilor și a tuturor,
să putem construi aceste case, unde va fi și cu sală de masă și cu pentru sală de priveghere. Deci aveți toate condițiile necesare. Da, și ulterior putem să avem și alte activități în sala de masă. De fiecare dată, după fiecare slujbă, pot spune și chiar mă mândresc că avem doi preoți buni, care îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc comunitatea, și după fiecare slujbă, părintele de la Dulgheru face câte o masă, așa o agapă frățească, cu toți enoriașii care merg la Sfânta Biserică. Ceea ce înseamnă că credința unește poporul, unește oamenii, și există această împăcare cu sine, să poți să te bucuri la sfârșitul unei liturghii printr-o masă. Ceea ce simbolizează apropierea și respectul față de semeni. Contează foarte mult să avem o comunitate unită și, până la urmă, toate aceste lucruri apropie oamenii din comunitate. Ne îndreptăm atenția și către proiectele pe care le aveți în vedere pentru anul care vine, pentru că suntem la final de an și sunt convins că aveți, e greu, dar cel puțin un proiect de suflet pe care vreți neapărat să realizați. Și atunci v-aș întreba, care este proiectul acela de suflet la care vă gândiți, dacă se poate nominalizea unul, deși știu că este greu din toate aceste proiecte, pentru că sunt toate ca și copiii dumneavoastră, până la urmă, pentru că le-ați văzut crescând ușor, ușor. Proiectul meu de suflet și prioritar este asfaltarea localității Dulgheru, localității Saraiu, scuzați-mă. Dar prioritar este și canalul de intercepție ape fluviale. Vedeți dumneavoastră, proiectele și acțiunile se unesc precum zalele unui lanț. Dacă nu rezolvăm canalul de intercepție, atunci când sunt inundații, noi am avut inundații repetate în 2015, în 2017, apa după versanți din partea de nord-vest a localității pur și simplu creează cratere pe străzi. Și atunci e vorba de siguranță oamenilor. Este o prioritate, da, este vorba despre siguranță și este o prioritate. Accesul la locuința fiecăruia să aibă un drum, și consider că astăzi infrastructura, alimentarea cu apă, canalizarea sunt strict necesare tuturor locuitorilor. Nu mai este un lux, este o strictă necesitate. Ce puteți face pentru a rezolva această problemă? Care este proiectul pe care îl aveți în vedere? Noi acum avem finanțarea asigurată pentru toate aceste proiecte, așteptăm efectiv implementarea lor. De-a lungul vremii, acest proiect de asfaltare este un proiect depus din 2018. Și pentru că ați adus vorba de siguranță oamenilor, mi-aduc aminte că aveți un proiect legat de camere video de supraveghere în localități, astfel încât oamenii să știe că bunurile sunt supravegheate și că sunt cumva în siguranță. Acest proiect va fi începutul debutului noului an 2023. Se vor monta 173 de camere în toată localitatea, în cele trei sate, Stejarul, Dulgheru și Saraiu. Va fi asigurată siguranța cetățeanului în întreaga localitate. Vor fi dotate ambele sedii ale primăriilor cu calculatoare de ultimă generație, cu imprimante, cu tot ce ne este necesar. Veți avea și stații de încărcare electrică? Da, vom avea și două stații de încărcare electrice. Pășiți cumva noul mileniu, chiar dacă ești ceva mai târziu, aveți toate facilitățile necesare, chiar și celor care au mașini electrice. Există în localitate oameni cu mașini electrice? Momentan știu că doi fermieri au și așteaptă să-și cumpere două mașini electrice. Suntem într-un trend, pot spune, și am considerat, fiind așezați așa într-o deschidere, ca o binecuvântare pe drumul național Constanța-Tulcea, nu numai pentru locuitorii comunei Saraiu, vreau să spun, și da, pentru cei ce sunt în trecere. Cu siguranță, și oamenii se vor bucura probabil și de faptul că dacă vii aici poți să mai lași un ban la un restaurant, poți să te bucuri de priveliște, să descoperi natura din jurul localității și așa mai departe. Așa este, și faptul că este primul proiect care deja în 2023 începe în prima lună a anului implementarea lui, montarea acestor sisteme de supraveghere, consider că este un an de bun augur și sperăm ca și celelalte proiecte să
aibă un demers mai bun decât cele anterioare. Ne apropiem de final, dar aș vrea să nu încheiem această emisiune până când nu transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc, oamenilor din localitățile Comunei Saraiu, să le spuneți ce le doriți pentru sărbătorile de iarnă, dar și pentru anul care vine. Pentru că se apropie sărbătoarele de iarnă, doresc în primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși, că putem fi împreună la bine și la greu, așa cum îmi place mie să spun. Le doresc multă sănătate tuturor, întotdeauna să fim împreună, să fim unitari, să ne bucurăm împreună, iar noul an să aducă multă sănătate tuturor locuitorilor Comunei Saraiu și nu numai, tuturor locuitorilor județului Constanța și tuturor locuitorilor din întreaga țară România. La mulți ani tuturor! Doamna primar, vă mulțumesc mult și vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru că se vede că toate aceste proiecte sunt în interesul oamenilor și se vede că sunteți genul de primar care nu doar stă la birou și atât, sunteți pe teren, vă luați cu ei de guler la propriu și la figurat, mergeți acolo, vă asigurați că totul este în regulă. Îmi spuneați înainte de emisiune și asta, dăm puțin din casă, că dacă nu sunteți acolo, simțiți că nu se face treaba și atunci mergeți să vă asigurați că totul este în regulă. Eu vreau să vă aducă moșul ce vă doriți să vă aducă și să fie să aveți un an așa cum vă doriți, iar toate aceste proiecte să venim să le vedem și noi și telespectatorii de pe CT News TV să vină să le vadă și să realizeze că nu sunt doar vorbe, ci sunt puse în aplicare, chiar dacă birocrația asta ne face să se miște totul mai greu în țară, sunt puse în aplicare și oamenii se bucură de ele aici la Saraiu. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență în familia Saraiu, vă doresc multă sănătate dumneavoastră, la întreaga dumneavoastră echipă. Vă doresc noul an să vă aducă și să ne aducă sănătate, pentru că dacă suntem sănătoși, suntem perseverenți, dacă ne dorim cu adevărat ceva, eu sunt convinsă că Dumnezeu ne ajută, ne netezesc drumurile și că vom obține. Nu există să ne dorim ceva și să nu reușim. Mai greu, mai ușor, dar vom reuși. Vă doresc la mulți ani și noul an să vă aducă tot ce vă doriți. Sănătate în primul rând. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. La mulți ani și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Mitică Raftu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, iar până data viitoare vă doresc o zi mai bună.